Cel mai important mesaj pe care Dumnezeu l-a dat omenirii este Evanghelia. Pasajul care a fost amintit, care face referire la Domnul Iisus, Duhul Domnului este peste mine, primul efect al venirii Duhului Sfânt peste Domnul Iisus Hristos a fost că El l-a vestit Evanghelia și apoi a făcut celelalte lucrări. Evanghelia este cel mai important mesaj pe care l-a dat Dumnezeu omenirii. Evanghelia este vestea bună că omul păcătos, rebel, despărțit de Dumnezeu, se întoarce înapoi în comuniune cu Dumnezeu. Poate să fie mântuit. Și Apostolul Pavel a fost așa de serios cu acest mesaj al Evangheliei, că el a spus că nu este suficient să fii primit cândva Evanghelia. Ci scrie Corintenilor în capitolul 15 și zice: v-am vestit Evanghelia, bine ați făcut că ați crezut în ea, dar trebuie să o țineți până la capăt, altfel degeaba ați crezut. Evanghelia este mediul în care noi trebuie să trăim. Evanghelia este aerul pe care trebuie să respirăm, dacă aș putea să folosesc metafora asta. Apostolul Pavel de asemenea arată seriozitatea cu care el a privit aspectul acesta. Ținerea Evangheliei, înțelegerea Evangheliei. În Galateni capitolul 1, în bisericile din Galatia, circula o falsă Evanghelie. O Evanghelie contrafăcută, o Evanghelie diluată, distorsionată. Și el spune în felul următor: dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită sau diferită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema sau blestemat, despărțit de Hristos. Și să nu credeți că în bisericile din Galatia sau în zona aceea geografică oamenii veneau să spună o evanghelie cu totul diferită de evanghelia noastră. Nu! Ei nu ziceau că Domnul Iisus nu e important. Ei nu spuneau să nu crezi în Domnul Iisus Hristos. Și ce spuneau ei? E foarte bine dacă crezi în Domnul Iisus Hristos. Dar, pe lângă Domnul Iisus Hristos ar trebui să te tai împrejur. Pe lângă Domnul Iisus Hristos ar trebui să nu mănânci anumite mâncări dacă vrei să fii mântuit. Pe lângă Domnul Iisus ar trebui să mai ții ceva sărbători evreiești vechi. Altfel nu ești mântuit. Evanghelia diluată în bisericile din Galatia adăugau ceva la persoana Domnului Iisus Hristos. Dar ca să știm despre ce vorbim în seara aceasta, vorbim despre Evanghelie. Esența Evangheliei este lucrarea răscumpărătoare a lui Dumnezeu făcută în persoana Domnului Iisus. Asta este Evanghelia. Evanghelia este ceea ce Dumnezeu a făcut prin Domnul Iisus Hristos pentru omul păcătos. Aceasta este Evanghelia. Și aș vrea să vă atrag atenția în această seară asupra esenței Evangheliei, pentru că, repet, noi trebuie să stăm pe această temelietare. Indiferent ce preocupări am avea în anul acesta, ce s-ar predica în anul acesta, indiferent ce vom face ca biserică, ca misiune și așa mai departe, totul trebuie fundamentat pe Evanghelie. Aceasta este temelia vieții noastre. Dacă n-ai înțeles Evanghelia, poți să fii înțeles orice altceva corect. Nu are niciun rost. Nu are niciun rost dacă n-ai înțeles Evanghelia. Și vreau să privim Evanghelia din primele trei capitole din Geneza. Așa că dacă aveți scripturile, v-aș invita să le deschideți acolo. Ne vom uita în mai multe versete. Vreau să înțelegem Evanghelia de la bun început. Biblia ne prezintă Evanghelia de la început. Cartea Genezei nu a fost scrisă doar să ne spună cum a creat Dumnezeu anumite lucruri. Cartea Genezei a fost scrisă ca să arate planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omului păcătos. În această seară voi sublinia patru aspecte fundamentale, patru elemente importante care constituie adevărata Evanghelie. În primul rând, Evanghelia începe cu Dumnezeu. Cum începe Sfânta Scriptură? La început Dumnezeu. Dumnezeu e la început, nu omul. Noi, prin natura noastră păcătoasă, ne naștem așa și credem că toate lucrurile trebuie să se învârtă în jurul nostru. Noi suntem centrul universului nostru. Noi am văzut lucrul ăsta deosebit de clar când a venit al doilea nostru copil. Când a venit al doilea nostru copil, cel mai mare inamic al acelui mic bebeluș, neputincios, care nu era în stare să facă nimic decât să țipe și să plângă, cel mai mare inamic, știți cine a fost? Fratele lui mai mare. Pentru că el de pe locul întâi a trecut pe locul doi. Asta a fost problema lui. Că altcineva era centrul atenției noastre. Pe altcineva drăgăleam într-un mod mai deosebit decât o făceam cu el, că el a crescut mare deja, nu? Noi ne naștem așa, crezând că noi suntem centrul universului. Și Scriptura ne arată foarte clar că noi nu suntem centrul universului. Că Dumnezeu este centrul universului. Că Dumnezeu este autoritate de plină, Dumnezeu este suveran. De ce credeți că a creat Dumnezeu lumea? De ce credeți că a creat Dumnezeu lumea?
Biblia ne arată că Dumnezeu a creat toate lucrurile. De ce e important să știi că Dumnezeu a creat toate lucrurile? Este important să știi că Dumnezeu a creat toate lucrurile pentru că în felul acesta înțelegi de ce Dumnezeu are drept și autoritate asupra noastră. Dumnezeu nu a creat lumea și nu m-a creat pe mine și nu te-a creat pe tine pentru că Dumnezeu se simțea singur în eternitate. Simțea singur, ce să fac, ce să fac, cum să-mi stâmpăr nevoia asta după socializare? O să creez omul ca să nu mai simt singur. Nu de asta a creat Dumnezeu pe om. Dumnezeu l-a creat pe om și Scriptura ne arată foarte clar că l-a creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ca să-L reprezinte pe Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-și arate slava prin el. Că atunci când globul pământesc urma să fie populat cu oameni care poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-și arate slava în univers prin om. De asta ne-a creat Dumnezeu, nu pentru că se simțea singur, ci pentru că ca să-și arate slava lui în el. Și dacă este adevărat că Dumnezeu m-a creat pe mine și Dumnezeu te-a creat pe tine, înseamnă că Dumnezeu este stăpânul nostru. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran. El ține în control toate lucrurile. Lumea asta este a lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegi lucrul ăsta, asta face parte din Evanghelie. Atunci când te duci la un om necredincios, de exemplu, și vreau să vorbim despre Evanghelie și să înțelegem Evanghelia, pentru că misiunea noastră principală în această lume, atunci când ieșim din interiorul bisericii, este să ducem mesajul ăsta altor oameni. În momentul când stai de vorbă cu oamenii, dacă nu stai de vorbă cu oamenii, nu o să ai problemele astea pe care ți le spun acum, dar dacă stai de vorbă cu oamenii, oamenii își vor arăta la un moment dat nelămurirea asta. Dom'le, ce treabă are Dumnezeu cu mine? Ce-i pasă lui de mine? Să mă lase, domnule, Dumnezeu pe mine? Să-mi trăiesc viața cum vreau eu. Nu pot el să-și vadă el de cerul lui, de heruvimii lui și de îngerul lui. Ce treabă are Dumnezeu cu mine? Să mă lase în pace. Dumnezeu nu te poate lăsa în pace. Pentru că ești creația lui Dumnezeu. Pentru că tu nu ești al tău. Tu nu ești independent. Tu nu ești de capul tău. Tu ești făcut de Dumnezeu. Tu ești al lui Dumnezeu. El este stăpânul tău. Și El nu doar este stăpânul tău, Scriptura ne arată că Dumnezeu a creat toate lucrurile și le-a făcut foarte bine. Și acest concept al stăpânirii lui Dumnezeu trebuie să ne afecteze profund. Toate lucrurile pe care noi le avem sunt ale lui Dumnezeu. Ele ne sunt date nouă pentru administrare. Noi nu suntem stăpâni, noi suntem administratori. Noi nu suntem proprietarii ultime ai lucrurilor noastre, ci noi suntem administratorii ai lucrurilor noastre. De aceea Dumnezeu te poate trage la răspundere pentru felul în care îți cheltuiești banii tăi, pentru felul în care îți educi copiii tăi. Și accentul este pe tăi, da? Dumnezeu te poate trage la răspundere. De ce? Pentru că copiii tăi, în ultimă instanță, sunt al lui Dumnezeu. Pentru că banii tăi, în ultimă instanță, sunt al lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile tale sunt, în ultimă instanță, al lui Dumnezeu. Noi suntem pe pământul lui Dumnezeu. Sper că conștientizați lucrul ăsta, da? Și respirăm aerul lui Dumnezeu. Și nimeni nu ți-a pus botnițe la gură ca să-ți contabilizeze cât aer consumi și să-ți pună taxă pe asta. Deși nu m-aș mira dacă ăștia ar face treaba asta într-o zi. Dar aerul este al lui Dumnezeu. Eu respir aerul lui Dumnezeu. Eu trăiesc pe teritoriul lui Dumnezeu. Eu sunt dependent de Dumnezeu. Și Scriptura ne arată suficient de clar că Dumnezeu este stăpânul. El este creatorul și pentru că este creator, este stăpânul tuturor lucrurilor. Dar Scriptura ne mai arată că Dumnezeu este sfânt. Și pentru că Dumnezeu este sfânt, atunci când a creat omul, Dumnezeu i-a dat niște legi omului. Și legile lui Dumnezeu sunt drepte. Și acum, vedeți, mulți oameni se întreabă, am auzit credincioși care au spus, domnule, de ce Dumnezeu i-a interzis lui Adam să mănânce din pomul ăla? Putea Dumnezeu să nu interzică, să zică poți să mănânci? Avea Dumnezeu libertatea asta? Dacă era pământul lui și universul lui? Sigur că Dumnezeu avea libertatea. De ce i-a dat Dumnezeu porunca asta omului? Pentru că așa a vrut el. Și răspunsul ăsta s-ar putea să-i răscolească pe unii. Dar de ce așa a vrut el? Nu, pentru că așa a vrut el. Pentru că e lumea lui, este universul lui și face ce le-și vrea el. Unii s-ar putea să nu aibă niciun fel de problemă cu faptul că Dumnezeu este stăpân. Dar s-ar putea să aibă probleme cu faptul că Dumnezeu este legiuitor. Adică că El instaurează o lege pe pământul lui. Și că noi nu putem să trăim de capul nostru pe pământul ăsta. S-ar putea și revolta omului păcătos este într-un mod special împotriva legilor lui Dumnezeu. Nu doar împotriva suveranității lui Dumnezeu, că El stăpânește toate lucrurile și noi nu suntem decât administratori, ci și împotriva faptului că Dumnezeu e legiuitor. El face regulile. Spunem noi câteodată, în casa mea eu fac regulile. Dumnezeu în universul lui, El face regulile. Și de la bun început, chiar înainte de căderea în păcat, de fapt căderea în păcat are legătură cu faptul că Dumnezeu este legiuitor. Dumnezeu dă niște legi. Dă niște legi. Și revolta omului se observă deseori împotriva legilor pe care le dă Dumnezeu.
Și ce este interesant, niciun om nu s-a revoltat împotriva legii gravitației. Legea gravitației vine de la Dumnezeu, la fel cum legea să nu furi vine de la Dumnezeu. Amândouă vin de la Dumnezeu. Niciun om nu a zis, domnule, de ce n-aș, ce Dumnezeu e ăsta care a făcut legea gravitației? Să nu pot eu să sar de pe un bloc cu 12 etaje și să zbor. De ce o fi dat Dumnezeu legea gravitației? Nu, noi toți respectăm legea gravitației. Faptul că poți să ajungi cu mașina dintr-un punct A în punctul B este pentru că există o lege a gravitației care ține mașina ta pe asfalt. Da? Te bucuri de legea gravitației. Și nu stai noaptea și te chinui. Cum a lăsat Dumnezeu legea gravitației? Nu îți pui întrebarea asta. Te bucuri de legea gravitației. Pur și simplu o accepti. Problema nu sunt cu legile fizice pe care le-a lăsat Dumnezeu, ci cu legile morale pe care le-a lăsat Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu să reglementeze comportamentul meu? Cum să gândesc? Cum să vorbesc? Cum să mă port? Scriptura arată, de exemplu, în cartea Genezii că Dumnezeu a dat niște legi lui Adam, spune Scriptura foarte clar, Dumnezeu i-a zis lui Adam, a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească. Și mi-a dat o poruncă. Și Domnul a dat omului porunca aceasta. Și ascultați cum sună porunca lui Dumnezeu. Nu-i zice Domnul să nu mănânci de așa nimă. Ce lege i-a dat Dumnezeu lui Adam? Să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răul. Nu asta a fost porunca lui Dumnezeu. Ia auziți, poți să mănânci. Da? Dumnezeu n-a fost negativ întâi. Când Satan vine la Adam și Eva, știi cum citează Satan pe Dumnezeu? Cu totul distorsionat. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? Nu, Dumnezeu n-a zis să nu mâncăm. Dumnezeu a zis că putem să facem o grămadă de lucruri. Auziți, legile lui Dumnezeu au fost niște legi care au protejat fericirea lui Adam și Eva. Nu care le-au furat-o, care au protejat-o. Poți să mănânci, ia auziți, după plăcere. Ia auzi. Acesta e Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care a dat omului porunca să mănânce după plăcerea lui. Ia auziți, din, nu zice din câțiva pomi, din puțini pomi, din unii pomi, din mai mulți pomi. Ia auziți ce spune. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Asta e legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu a fost dată ca să întrețină fericirea omului și plăcerea omului. Dacă eu i-aș interzice băiatului meu, noi suntem la etajul 2, dacă i-aș interzice băiatului meu să se cațere pe balustradă, el s-ar putea să zică, ce tată e ăsta iubitor care mi interzice mie să merg pe balustradă și să fac echilibristică? El cu mintea lui păcătoasă s-ar putea să gândească așa, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, eu îi vreau lui binele sau îi vreau răul? Ce vreau când îi interzic să se suie pe balustradă? Ce vreau? Binele îl vreau. Dar cum te gândești tu când Dumnezeu îți dă reguli și spune nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, fă aia, ce spui? A, Dumnezeu atâtea porunci ne dă și ne ține așa încorsetați într-un sistem. Nu, Dumnezeu îți protejează fericirea și binele tău. Noi gândim așa cu copiii noștri și așa ar trebui să gândim și legile lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu lasă o singură interdicție. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dumnezeu atașează de legile lui, Dumnezeu atașează de legile lui niște consecințe. Niște consecințe. Legile astea funcționează într-un anumit fel. Dumnezeu le-a stabilit în felul acesta. Noi trăim într-o lume în care oamenii vor să păcătuiască fără consecințe. Vor să prea curvească, vor să curvească și o mare parte din industria farmaceutică, cum este numită astăzi, se bazează și este sponsorizată și se investesc zeci și sute de milioane de dolari pentru a produce pastile și tot felul de lucruri care să-i vindece pe oameni pentru simplu fapt că trăiesc în păcat. Sau să-i facă pe oameni să poată trăi în păcat fără consecințele păcatului. Și să investesc zeci și sute de milioane de euro pentru treaba asta. Cum, asta e mintea omului. Cum aș putea să calc legile lui Dumnezeu și să nu am consecințe? Așa că voi munci și voi investi scump ca să putem călca toți legile lui Dumnezeu și să nu suferim din cauza asta. Asta se întâmplă. Asta este omul, asta este rebeliunea omului. Din asta se naște rebeliunea omului. Din călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Da? Primul aspect fundamental pe care trebuie să-l înțelegem cu privire la Evanghelie este că ea vorbește despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este creatorul nostru? Dumnezeu este stăpânul nostru? Dumnezeu este legiuitorul nostru? Dumnezeu este sfânt? Dumnezeu este drept, Dumnezeu este slăvit și Dumnezeu ne va trage la răspundere. Dacă a dat o lege, dacă e stăpânul nostru, are dreptul să ne cheme pe fiecare în parte
să reglementeze anumite lucruri. Are dreptul să facă lucrul ăsta. Și știți ce? Îl va face. Cu toți. Ori o face direct cu tine, ori o face în locul tău cu Domnul Iisus Hristos. Da? A, vom vedea imediat punctul ăsta mai târziu. Al doilea aspect fundamental al Evangheliei nu e ce spune Evanghelia despre Dumnezeu, ci ce spune Evanghelia despre noi. Ce spune Evanghelia despre noi. Dumnezeu este sfânt, iar noi nu suntem. Dumnezeu este bun, iar noi nu suntem. Dumnezeu este înțelept, iar noi nu prea suntem. Vorbesc de omul care încă nu este întors la Dumnezeu, da? Și lucrul acesta se vede imediat în capitolul 3. Când vine diavolul și ispitește pe femeie și vedeți cum distorsionează, ăsta e un mod în care diavolul trage omul în păcat, distorsionează cuvântul lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Răspunsul clar trebuia să vină frontal. Nu n-a zis Dumnezeu așa ceva. Nu n-a zis Dumnezeu așa ceva. Diavolul atacă legea lui Dumnezeu. Diavolul atacă cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul vrea să-l portretizeze pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care ne fură fericirea. Dumnezeu a zis să nu mâncăm. Vezi ce Dumnezeu rău. Vezi ce Dumnezeu lipsit de bunătate. Vezi ce a făcut Dumnezeu cu voi. V-a închis în grădina asta, v-a pus să o păziți, v-a pus la muncă și v-a dat o grămadă de interzicții. Să nu mâncați nimica. Să vă uitați la pomii ăștia extraordinari și să nu puteți să faceți nimic. Asta a încercat diavolul să inoculeze în mintea oamenilor. Că Dumnezeu este inamicul lor, că Dumnezeu ascunde ceva de ei, că Dumnezeu are un plan ascuns, că Dumnezeu nu i-a fost sincer cu ei. Asta încerca diavolul să introducă în mintea omului. Ce credeți că cred oamenii astăzi despre Dumnezeu? Același lucru. Acesta este motivul pentru care nu se întorc la Dumnezeu. Pentru că ei se uită la pocăiță, pocăiță n-au voie să facă aia, pocăiță n-au voie să facă aia. Da, domnule, uite, de exemplu, pocăiță n-au voie de aceste sărbători, cum le numesc oamenii, să se îmbete și să ajungă mahmur și să ia smurdu sau salvarea să ducă la spital. Ce au pierdut? Întreabă, ce-au pierdut oamenii din cauza asta? Ce-au pierdut domnișoarele dacă de sărbători nu s-au îmbuibat și au luat 10 kg pe ele? Ce-au pierdut? Că Dumnezeu a dat porunca, domnule, nu mânca până pleznești. Și-au spus spre binele tău lucrul ăsta, da? Vorbim și de bărbați, că se potrivește la toți. Sunt poruncile lui Dumnezeu contra noastră, așa cum Satana arată, nici vorbe de așa ceva. Poruncile lui Dumnezeu au fost lăsate ca să întrețină viața, ca să susțină fericirea și satisfacția omului pe pământul acesta. Așa ar trebui să primim cuvântul lui Dumnezeu. De asta în fiecare zi ar trebui să deschizi acest cuvânt care este o hrană pentru sufletul tău și să spui, vreau să cunosc mai mult modul în care Dumnezeu vrea să înfrumusețeze viața mea, să îmbogățească viața mea, să păstreze viața mea. Așa să privești cuvântul lui Dumnezeu, nu cum îl privește Satana. Oh, unde se ascunde Biblia, să nu mai vedem câte porunci ne-a dat Dumnezeu, câte interdicții ne-a dat Dumnezeu. Nu înțelege că și în interdicțiile acelea, intenția lui Dumnezeu este să-ți păstreze ție viața, și duhovnicească și fizică. Asta este dorința lui Dumnezeu. Diavolul distorsionează lucrul acesta. Femeia a răspuns și răspunde corect prima dată, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el. Domnul n-a zis să nu se atingă de el, da? Dar este o adăugare a ei, ca să nu muriți. Și au zis pe șarpe. Atunci șarpele a zis femeii, hotărâ că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe, i-au zis, Dumnezeu e malefic. Dumnezeu are un plan ascuns? Știe El de ce ți-o ascuns El ție? Nu te-a lăsat El pe tine să te duci acolo? Părinții tăi, dintr-un motiv, nu te lasă foarte mult la calculator. Te ascunde o plăcere de tine? Părinții tăi, dintr-un motiv, nu te lasă să ai gagici, cum au băieții din lume. Au ei un lucru ascuns. Vor să ascundă ei o plăcere de tine. Îți malefici, îți răi. Au un plan ascuns. Vor să-ți distrugă viața, vor să-ți distrugă tinerețea, părinții tăi. Asta e Satana. Câți dintre copii n-au crescut cu mentalitatea asta, chiar din familie de credincioși? Părinții mei îs angajați într-un proiect din ăsta diabolic să mă facă pe mine nefericit. Asta e minciuna diavolului. Și mulți dintre noi am trecut pe acolo. Și n-am trecut doar în relația cu părinții noștri, ci în relația noastră cu Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu un inamic al fericirii noastre. Un Dumnezeu care are un plan ascuns. Dar diavolul știe și încearcă în pasavul acesta să facă. Și de la început, prin păcat, diavolul încearcă să proiecteze asupra lui Dumnezeu ceea ce este în el. El era amăgitorul, nu Dumnezeu. El era cel care vrea să le fure fericirea, viața și satisfacția și părtășirea cu Dumnezeu. Satana, nu Dumnezeu. Dar el proiectează asupra lui Dumnezeu ceea ce vrea să facă el. Și asta este o blasfemie. Iar primii oameni cred blasfemia diavolului. Că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu-i bun.
care ascunde ceva de ei, care nu le dorește binele. Să nu te gândești niciodată așa la Dumnezeu. Uită-te la Adam și Eva, uită-te, nu, întoarce-te întotdeauna la pasajul acesta. Uită-te la Adam și Eva și la modul în care au fost înșelat, pentru că diavolul aplică exact aceeași strategie și astăzi. Exact aceeași strategie. Dumnezeu știe că în ziua în când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Cunoscând binele și rău. Știi ce înseamnă pentru el să fii ca Dumnezeu? Dumnezeu e cel care are dreptul să dea reguli. Ce ar fi să nu te supui tu regulilor lui Dumnezeu și să-ți faci tu regulile tale? Ai viață, tată. Mă, Dumnezeu mi-a dat o singură poruncă, dar ce ar fi să nu mi-o dea nici pe aia? Să-mi dau eu ce porunci vreau eu. Să-mi dau eu ce legi vreau eu. Să trăiesc eu cum vreau eu. Asta a fost gândul de a fi ca Dumnezeu. Să fiu în poziția lui Dumnezeu. Suveran absolut. Să fiu în poziția lui Dumnezeu. Să fac ce reguli vreau eu. De ce să-mi pună Dumnezeu regula asta să nu mănânc din pomul ăla? Poate eu aș vrea să mănânc. Și mâncarea din pom. Unii zic, dar ce a fost așa de grav, domnule, ca Dumnezeu să arunce toată umanitatea în Adam, să-l lase să se ducă în păcat? Ce a fost așa de grav ca mâncat dintr-un pom? Problema nu este că a mâncat din pom. Problema este că n-a ascultat de Dumnezeu și în felul acesta Adam și Eva au căutat independența. Asta este esența păcatului. Esența păcatului este să ajung la punctul acela de aroganță, de prostie. De prostie și de aroganță și de mândrie să dorești să fii ceva ce nu poți fi niciodată, adică ca Dumnezeu. Ce anume? Să fii tu stăpânul vieții tale. Să fii tu cel care îți face viața cum vrei tu. Să ai tu viața ta cu regulile pe care tu vrei să le ai în viața ta. Să nu-ți dicteze nimeni ție ce să faci. Asta este nebunie completă. Domnul Iisus Hristos foarte sugestiv prezintă lucrul acesta într-o pildă. Țarena unui om bogat care a rodit foarte mult. Și dacă vedeți pe omul acela când începe să vorbească, la urmă Domnul spune despre el că este un nebun. Când începe să vorbească, el tot vorbește la întâia singular. Țarina mea a rodit mult, eu voi striga vechile grânare, eu voi face altele mai mari, eu voi strânge acolo și voi depozita și voi spune sufletului meu, nu mă interesează de nimeni altcineva, eu stăpânul vieții mele. Suflete, ai multe bunătăți pentru mulți ani. Veselie, distracție, muzică și acordeoane. Asta e viața. Și Dumnezeu se îndreaptă către el și se spune, asta este nebunie. Dacă în seara asta ești necredincios aici și ți-a spune că ești un nebun, trăind fără Dumnezeu, ce ai zice despre mine? De asta spune Dumnezeu despre tine. Dacă tu crezi că poți să trăiești fără Dumnezeu, ești un nebun. Știi de ce? Dumnezeu, dacă ți-ar lua numai 30 de metri aerul din jurul tău, te-ai leșina acolo. Numai aerul dacă ți-l ar lua. Oamenii merge cocoș prin viață, eu fac, eu dreg, eu mă duc, eu umblu, eu nu știu ce. Dumnezeu spune, e ridicol. Dumnezeu stă în cer și bate joc de ei. Ăsta crede că e stăpânul vieții lui. El se duce, panuri, tot, idei, pune la punct. Dumnezeu râde de el. El nu înțelege că tot ce are el vine de la Dumnezeu. Nu toate lucrurile, tot absolut. În el, spune Apostolul Pavel, avem viața, ființa și mișcarea. Fiecare pas pe care îl faci, fiecare clipit de ploape se face prin puterea lui Dumnezeu. Tu nu ești independent de Dumnezeu, este doar o iluzie a minții tale. O iluzie a minții tale. Păcatul, esența păcatului este dorința de a fi independent. Libertinajul, să fiu fără Dumnezeu, să-mi fac viața cum vreau eu, să fiu eu autoritatea, stăpânul vieții mele. Ăsta este păcatul și asta este esența nebuniei. Nebunul zice în inima lui, să nu crezi că nebunul neapărat neagă existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, în viața mea nu este necesar Dumnezeu. Ba este, că tu nu poți face un pas fără Dumnezeu. Ești un nebun dacă crezi lucrul ăsta. Tu depinzi total de Dumnezeu, oricum depinzi total de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu te va trage la socoteală. Tu, niciunul nu va putea sta înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, dar eu am avut mașina mea, banii mei, lucrurile mele și am făcut ce am făcut cu ele. Alea nu au fost tale. Despre asta e problema, despre asta e discuția. Că nu au fost tale, ci că ai luat lucrurile mele și le-ai folosit după regulile tale. Că ai folosit viața pe care eu ți-am dat-o, aerul pe care eu ți l-am dat, respirația pe care eu ți-am dat-o, bătăile de inimii pe care eu ți le-am dat, mintea pe care eu ți-am dat-o și ai folosit-o pentru păcat și ca să trăiești pentru tine. Asta este problema. Asta este problema. Păcatul omului în primul rând. Deci acest al doilea punct din Evanghelie care vorbește despre om. Trebuie să înțelegem foarte clar. Păcatul omului în primul rând nu are de-a face cu consecințele păcatului.
Domnul Iisus Hristos n-a venit în primul rând ca să rezolve starea de singurătate pe care a adus-o păcatul, rușinea pe care a adus-o păcatul, bolile pe care le-a adus păcatul. Astea toate sunt cuprinse în planul răscumpărător al Domnului Iisus. Dar esența păcatului este alta. Esența este ofensa pe care ființa umană a adus-o lui Dumnezeu. Asta este esența păcatului. Asta este esența păcatului. Da? În momentul în care un om înțelege cine este Dumnezeu, va înțelege și cine este el. Este un pasaj sugestiv, cu totul deosebit în cartea Isaia, când profetul lui Dumnezeu Isaia, cu toții cred că cunoaștem evenimentul acesta, este deosebit de frumos. Profetul Isaia, în anul morții împăratului Ozia, a văzut pe Domnul. Și a văzut și care a fost primul pe care l-a văzut despre Dumnezeu? Suveranitatea lui Dumnezeu, stăpânirea lui Dumnezeu. Lui Isaia s-ar fi putut să-i se pară că lucrurile au ieșit de sub control, că a murit împăratul. El spune, nu, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Asta arată stăpânirea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu era liniștit. Dumnezeu nu zice, a murit împăratul din Israel, ce mă fac eu acum? Nu. Dumnezeu ședea în continuare pe tronul lui și conducea lumea. Apoi el a văzut că poalele mantiei lui umpleau templul și serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 și acopereau fața, cu 2 și acopereau picioarele și cu 2 zburau. Dar nu aveau curajul să privească spre Dumnezeu ființele acestea glorioase. De ce? Ei strigă și spuneau în felul următor. Se uitau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Vede 3 lucruri despre Dumnezeu. Suveranitatea sau stăpânirea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, mărirea lui Dumnezeu care umple tot pământul. Dar și această slava lui Dumnezeu din toată creația ne este ascunsă de ochii noștri datorită păcatului și asta încearcă Satana să facă. Să nu vedem gloria lui Dumnezeu în tot ce a creat. Și el vede apoi sfințenia lui Dumnezeu. Care e reacția lui Isaia? O, zice, ce fain, ce Dumnezeu minunat, care ne iubește, care e bun cu noi. Super, el e tata nostru, avem o relație deosebită. Isaia era un profet al lui Dumnezeu, știți care e reacția lui Isaia? În fața vederii lui Dumnezeu? Ia uziți, au, vai de mine, sunt un om pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Numai când ajungi să-L vezi pe Dumnezeu în gloria Lui, în slava Lui, în sfințenia Lui, în suveranitatea Lui, numai atunci când ajungi să vezi că Dumnezeu e legiuitor, că e drept, că e sfânt, că e judecătorul întregului pământ, doar atunci îți vei pune întrebări foarte importante cu privire la starea ta. Doar atunci vei înțelege că prima problemă cu păcatul nu e că aduce boli în viața ta. Că generează conflicte în familie sau cu alți oameni. Astea sunt efecte ale păcatului. Primul efect al păcatului este că noi l-am ofensat pe Dumnezeu. Și reacția ofensării lui Dumnezeu din partea lui Dumnezeu care este? Reacția ofensării lui Dumnezeu este mânia. Romanii 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care năbușă adevărul lui Dumnezeu în nelegiuirea lor. Dumnezeu nostru, spune psalmistul, să mânie în orice vreme. Efeseni capitolul 2 cu versetul 3, și eram din fire copii ai mâniei sau condamnării. Dumnezeu se mânie pe păcat. Asta e prima problemă cu păcatul. Dacă în seara asta toți, așa la început de an, tare frumos ar fi, am merge în veșnicie, pentru noi n-ar fi frumos, bineînțeles, dar dacă am merge în veșnicie, singurul lucru care va conta, știți care este? Nu dacă ai fost vindecat de toate bolile, bine e să fim vindecați. Nu dacă ți-ai rezolvat toate problemele, nu dacă te mai doare capul sau nu te mai doare, singurul lucru care va conta este dacă ești sau nu ești în păcat cu Dumnezeu. De aceea, în fața acestor două realități, Dumnezeu este sfânt, omul nu este, Dumnezeu este bun, omul nu este, Dumnezeu este înțelept, omul nu este, un contrast izbitor. Întrebarea în fața acestor două realități este cum se pot împăca lucrurile acestea două. Cum poate omul păcătos să ajungă în părtășie cu Dumnezeu sfânt? Cum poate omul care l-a ofensat pe Dumnezeu și a stârnit mânia lui Dumnezeu să se împace cu Dumnezeu? Despre asta este Evanghelia, frați și surori. Ăsta este mesajul cu care noi trebuie să ne ducem în lumea acestea. Cum poate un Dumnezeu sfânt să se împace cu omul păcătos? Și la asta răspunde Sfânta Scriptură. Și chiar și cartea Geneza ne arată cine este Dumnezeu și ne arată ce a făcut omul față de Dumnezeu. Însă vreau să subliniez al treilea aspect din Evanghelie, și anume faptul că Evanghelia se adresează omului și îl cheamă pe om, da? Când vezi realitatea asta, Dumnezeu este în felul ăsta, eu sunt în felul ăsta,
Dumnezeu nu lasă lucrurile aici. Dumnezeu intervine în starea de păcat a omenirii și inițiază procesul mântuirii noastre, inițiază planul salvării noastre. Și spune Scriptura așa: femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea, a luat deci din rodul lui și foarte darnic a mâncat și a dat și bărbatului ei care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. În loc să ia o bâtă să dea peste capul șarpelui și să spună: pleacă-mă șarpe vorbitor de aici, ciudatule, ai venit tu să strici ordinea lui Dumnezeu în grădină, eu îs paznic în grădina asta. Afară, dădea cu bâta după el. Într-o mânie sfântă. În loc să-și ia poziția de bărbat în locul acela, el, asta a fost prima lui misiune. Să păzească și să lucreze grădina. A fost un laș. Deci, dacă aveți altă părere despre Adam, vă respect, eu cred că a fost un păpălău în situația asta. Nevasta stă și vorbește cu șarpele, el stă. Vorbește. Nu ia atitudine. Dumnezeu lui, pe Dumnezeu pe el l-a văzut responsabil. Pe el îl cheamă Dumnezeu prima dată la cercetare. Nu pe femeie. Da? Când îți bate ție noaptea la ora 2 cineva la ușă, nu zici cineva să nu te duci până jos. Cam asta a făcut Adam. El stă, se uită și stă în pat tremurât. Nevasta a intrat singură, cine o fă? Da? O fă un vecin, o cerut o mătură sau ce știu. Da? Ăsta e Adam. Domnul să ne izbăvească de sindromul ăsta adamic. Să fim oameni responsabili. Atunci li s-au deschis, auzit promisiunea pe care le-o dă Satana. Satana zice așa: hotărât că nu veți muri, Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu. Ce plan glorios, da? Și când au mâncat, li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi. Goliciune lăuntrică, nu doar exterioară. Că au fost goi și înainte, dar n-au cunoscut rușinea aceasta. Păcatul a dus starea aceasta de rușine și de depărtare de Dumnezeu. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului. Ăsta este cel mai tragic aspect cu privire la păcat. După ce ai păcătuit, Adam nu stă să proceseze. Am făcut o nenorocire. Vai ce am făcut! Am ascultat de Satana, m-am împotrivit lui Dumnezeu, m-am pus în coaliție cu diavolul și să strige disperat după Dumnezeu prin grădină. Ce minunat ar fi fost dacă ar fi fost așa. Să zică: Doamne, ce am făcut? Să-și smulgă părul din cap. Să-și toarne țărână în cap și să spună: Doamne, ce am făcut? Doamne, te-am ofensat. Doamne, am făcut exact lucrul pe care mi l-ai spus să nu-l fac. Uite în ce nenorocire ne-am adus pe noi înșine. Nici vorbă de așa ceva. Omul aude glasul Domnului și se ascunde. Asta face păcatul. Asta face păcatul. Asta face păcatul cu fiecare dintre noi. După ce ai păcătuit, nu-ți vine să te duci la Dumnezeu. Numai dacă ai lucrarea Duhului Sfânt în viața ta și ești născut din nou, atunci îți vine să te duci la Dumnezeu, să te pocăiești, să primești harul iertării din nou. Dar omul nu face asta. Observați un lucru glorios în pasajul acesta. Nu omul caută pe Dumnezeu, ci Dumnezeu îl caută pe om. Ăsta este creștinismul. Ăsta este creștinismul. Păgânismul spune: fă ceva, caută pe Dumnezeu, încearcă să le câștigi bunătatea. Creștinismul nu spune asta. Creștinismul spune că Dumnezeu Sfânt s-a dus în căutarea omului. S-a dus în căutarea omului și se vede foarte clar aici. Atunci au auzit glasul lui Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevastă lui s-au ascuns de fața Domnului printre promii din grădină. Ce penibil! Dumnezeu care a creat tot universul, ăsta se duce să bagă în boscheta, s-a dus pe pom. Dumnezeu a creat tot universul, ținea în mâna lui. Unde te ascunzi, Adame? Vi se pare penibil sau nu? Îl vezi pe Adam după pom. Ce cauți acolo? S-a ascundea de fața Domnului. Vi se pare penibil, nu? Dar cum vi se pare când un tânăr stă în fața calculatorului și nu mă vede nimeni? Te vede Dumnezeu, ești penibil și tu. Ești penibil la fel ca Adam. Ai exact aceeași problemă. Lasă, fac șmecheria asta că nu mă vede. Te vede Dumnezeu, asta e cel mai important lucru. Râde și Satana de tine și îl întristezi pe Dumnezeu. În situația aia, lasă că suntem noi în casă, nu ne aude nimeni. Și tragem noi o răfoială aici. Te vede Dumnezeu și asta e cel mai important lucru. Păcatul ne face să fim ridicoli, ridicoli și penibili. Noi ne uităm la Adam și ni se pare că e penibil, dar la fel suntem și noi. Exact la fel suntem și noi. Dumnezeu este acela care îl cheamă, da? Care inițiază recuperarea, restaurarea lui Adam. Dumnezeu a chemat a doua oară. Dumnezeu spune: a, nu vrei să vii? Nu, atunci suportă consecințele păcatului tău. Ar fi fost o tragedie dacă ar fi fost așa. Dar vedeți, Dumnezeu e perseverent în căutarea noastră. Și cu câți dintre noi care în seara asta auzim Evanghelia, Dumnezeu n-a fost deja perseverent. Și stai și meditează bine în seara aceasta, dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, de câte ori
te-a chemat Dumnezeu? De câte ori ți-a vorbit Dumnezeu? De câte ori ți-a vorbit Dumnezeu, poate prin prietenii tăi? Poate ți-a vorbit prin cei care au predicat Evanghelia? Poate te-ai născut în familie de credincioși, poate te-ai și botezat, dar tu nu știi. Tu știi că nu ești născut din nou. Tu știi că în viața ta nu este o transformare. Tu știi că Duhul Sfânt nu lucrează cu putere în viața ta. De câte ori a presat Dumnezeu în viața ta? Și ți-a arătat starea în care ești. Și Dumnezeu te-a chemat. Și tu fugi în continuare de Dumnezeu. Poți să stai în adunare. Eu am stat ani de zile în adunare și urechile mi erau închise. Și refuzam să ascult vocea lui Dumnezeu. Poate să fie multe persoane în seara asta aici. Nu fi ca Adam în seara asta. Nu fi ca Adam. Glorie lui Dumnezeu că Dumnezeu vorbește încă o dată în seara asta. Și glasul lui este clar, puternic și deslușit. Dumnezeu a chemat din nou pe Adam. Dar Domnul a chemat pe om și i-a zis: unde ești? Eu vă întreb, știa Dumnezeu unde e Adam? De ce îl întreabă Dumnezeu? Unde ești? Dumnezeu nu avea nevoie de informații de la Adam. Dumnezeu îl întreabă unde ești ca să-i arate cât de penibil e. Dumnezeu întreabă, unde sunt? Mă, unde sunt? După un pom. De cine mă ascunde Dumnezeu? Era ridicol. Dumnezeu îl întreabă ca să conștientizeze el ce efecte aveau păcatul în viața lui. La ce l-a dus păcatul? Cel care i-a făcut bine, cel care i-a dat bucurie, cel care i-a dat fericire, cel care i-a dat satisfacție până în momentul respectiv. El era acela de care fugea. De el încerca să se separe. Asta a făcut păcatul în viața lui. Și Adam răspunde: ți-am auzit glasul în grădină și m-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Auziți? Rușine și frică. Asta era gol, s-a ascuns. Rușine și frică care l-au făcut să se ascundă. Acum, știți cum îi predică unii oameni Evanghelia astăzi? Vai, frică. E frică la omul ăsta de ce a făcut, datorită păcatelor lui. Trebuie să ducem la un terapeut, la un psiholog, la un consilier. Vai, Adame, ți-e frică? Auleu, sentimentele tale, Adame, de frică, sentimentele tale de rușine, asta ar putea să ducă la probleme grave, dar să nu stea foarte mult în starea asta de frică și de rușine. Vai, să nu-i mai amintim de păcatele lui omului, că el și așa se simte învinovățit și așa conștiința lui îl mustră, să-l duce la un terapeut creștin, la un consilier creștin ca să-i mângâie cumva conștiința. Nu asta face Dumnezeu cu Adam. Dumnezeu presează în continuare ca să dea pe față toată urițenia păcatului lui Adam. Când el spune mi-a fost frică pentru că eram gol și nu m-am ascuns, Dumnezeu spune: stai liniștit, am un psiholog care se poate ocupa de starea ta. Adame, nu e nicio problemă. Adame, hai să fim serioși. Hai să o luăm de la început, Adame. Hai să uităm ce-a fost până acum și să o luăm de la început. Ce zici? Acum e o simplă regulă pe care am dat-o. Acum, eu am știut dinainte că eu sunt Dumnezeu tot cunoscător. Eu am știut că tu nu o să ții. Am vrut așa să fac o probă de dragul probei și să-ți arăt ție cât de slab ești. Dar hai să o luăm de la capăt. Uite, acum ți-ai învățat lecția, hai să o luăm de la capăt. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu bagă mizeria sub covor. Dumnezeu presează în conștiința lui Adam și spune în felul următor: cine ți-a spus că ești? I-a spus Dumnezeu că e gol vreodată? Nu, Dumnezeu niciodată n-a inoculat rușine. Cine ți-a spus că e gol? Nu cumva, și Dumnezeu aici îl confruntă clar cu păcatul lui, nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Recapitulăm Evanghelia. Dumnezeu e sfânt. Omul a păcătuit, Dumnezeu, în al treilea rând, Dumnezeu vine ca să împace pe om cu Dumnezeu. El inițiază căutarea, el perseverează în căutare, el cheamă omul, el confruntă omul, Evanghelia confruntă omul. În prima predică de după cincizecime, de la coborârea Duhului Sfânt peste biserică, când se ridică Petru să predice Evanghelia, printre primele cuvinte pe care le spune oamenilor care stăteau în fața lui, iudei, care l-au omorâsere pe Domnul Iisus Hristos, sunt acestea: voi l-ați răstignit și voi l-ați omorât. În următoarea predică face același lucru și spune: voi l-ați dat în mâna celor fără de lege. Voi sunteți vinovați. Petru îi învinovățește în plus. Petru îi confruntă Evanghelia, pune păcatul nostru în față. Și ne pune păcatul în față pentru că vrea să-l rezolve. Pentru că vrea să-l rezolve. Și același lucru face Dumnezeu aici. Și omul se dezvinovățește. Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o tu ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Laș. Femeia se ia după bărbat. La fel și ea spune. Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Singurul care n-are nicio scuză aici e Satana. E pe cine îți mai dea vina? Pe cine îți dea vina, da? Singurul care nu are niciun fel de scuză e Satana aici. El știa proiectul lui, el asta vrea să facă, el nu dă vina pe nimeni. El nu-i vedea vina pur și simplu pe nimeni. Da? Și Dumnezeu întreabă, uitați la întrebarea, versetul 13. Și Domnul a zis femeii: ce ai făcut? Dacă te-ar întreba Dumnezeu pe tine, ce ai făcut anul ăsta?
care a trecut? Ce ai făcut? Ce ai făcut noaptea? Ce ai făcut ziua? Ce ai făcut la calculator? Ce ai făcut la școală? Ce ai făcut cu prietenii? Ce ai făcut cu copiii tăi anul ăsta? Ce ai făcut cu frații tăi anul ăsta? Ce ai făcut cu biserica anul ăsta? Ce ai făcut cu rugăciunea? Ce ai făcut cu citirea cuvântului? Ce ai făcut cu rămâna de lucruri? Ce ai făcut? Sunt două întrebări aici fundamentale pe care trebuie să le țineți minte din pasajul acesta. Unul este că Dumnezeu întreabă unde ești și mulți sunt departe de Dumnezeu. Și a doua întrebare este ce ai făcut? Pentru că dacă ești departe de Dumnezeu, ce ai putea să faci? Ce ai putea să faci? Decât lucruri care îl ofensează pe Dumnezeu și îl mânie pe Dumnezeu și îl întristează pe Dumnezeu. Dar un lucru cu totul deosebit, și ăsta este ultimul aspect pe care îl spun în seara aceasta cu privire la Evanghelie, Evanghelia arată cine este Dumnezeu, Evanghelia arată cine suntem noi, da? Cine suntem noi? Evanghelia apoi, în al treilea rând, ne confruntă cu realitatea asta, ne cheamă să stăm față în față cu Dumnezeu, da? Să stăm față în față cu Dumnezeu, dar în ultimul rând Evanghelia ne oferă o soluție. Ne oferă o soluție pentru problema asta. Dumnezeu e sfânt, omul e păcătos. Care e soluția? Dumnezeu ne cheamă să vedem lucrurile acestea. Dar care e soluția? Dumnezeu ne confruntă. Dar care e soluția? Am înțeles. Suntem păcătoși. L-am ofensat pe Dumnezeu. Dumnezeu este mânios. Care este soluția? Sunt două variante pe care le putem adopta. Prima variantă e calea omenească. Dumnezeu e sfânt, omul e păcătos. Calea omenească de rezolvare a lucrurilor. Știți care este? Auziți care este? Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi. Trebuie să rezolvăm problema. Suntem goi, ne rușine. Și au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Acum, nu știu dacă dumneavoastră, eu am destul de imaginație, nu știu dacă puteți vizualiza puțin cât de penibilă e situația asta. Deci și-aș pun niște frunze pe ei ca să nu mai fie rușine. Astea, frunzele astea, sunt toate religiile din lumea asta care încearcă să rezolve problema păcatului fără Dumnezeu. Noi singurei. Facem noi niște șorțuri, niște frunze, rezolvăm noi problema păcatului. A, păcătuim și ne îmbolnăvim. Facem medicamente. A, păcătuim și sunt pedepse. Nu e nicio problemă, schimbăm legile statului. Omul face orice, face șorțuri, dar care nu țin și care ne norocește pe om. Face tot felul de șorțuri care să scape de problema păcatului. A, păcătuim și conștiința ne mustră. Lasă că avem noi niște terapeuți care ne spune, domnule, nu e nicio problemă de fapt. Aia nu-i păcat, aia, dacă tu așa consideri că-s lucruri, dacă așa interpretezi tu lucrurile, fiecare cu adevărul lui. Și sunt oameni care-s plătiți ca să te mintă. Sunt oameni care se duc la psiholog, îi dau bani ca psihologul să-l mintă. Frumos? Și spune, nu-i nicio problemă ce ai făcut tu. Asta e numai mintea ta că e greșit. Asta crezi tu că e greșit. Asta ți-o spus alții, așa te-au crescut de mic și te-au îndobitocit. Ăia cu religia lor și cu cărțile lor sfinte. Dar de fapt lucrul ăla nu-i greșit. Astea șorțuri care nu țin. În ziua judecății toate șorțurile sunt date jos. Suntem goi și descoperiți înaintea celuia cu care avem de face. Și Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și nu ne putem ascunde de Dumnezeu cu șorțurile noastre. Dacă tu vrei să rezolvi problema păcatului tău în relație cu Dumnezeu altfel decât prin metoda propusă, arătată de Dumnezeu, nu este decât să-ți faci șorțuri. Când omul spune, poți să fii mântuit dacă faci mai multe fapte bune decât foarte rele, alea-s șorțuri. Alea-s șorțuri, nu te ajută la nimic. Dă la biserică ceva. Fii mai darnic, că cumva o să ți se șteargă păcatele alea șorțuri. E bine să dai, dar nu din cauza asta să te mântuiești, că nu vei reuși. Nu vei reuși. Nu vei reuși. Câți dintre noi nu facem la fel? Unul dintre modurile în care își fac oamenii șorțuri la începutul anului este cu rezoluții. În loc să vină la Dumnezeu cu pocăință să zică, sunt falimentar, Doamne. Sunt falimentar ca soț, sunt falimentar ca soție, sunt falimentar ca tată în creșterea copiilor mei, sunt falimentar în limbajul meu care lasă de dorit, sunt falimentar în modul în care m-am purtat în lumea asta, la ce m-am uitat, la ce am ascultat, la ce am vorbit cu alții, sunt falimentar. Și să te duci la Dumnezeu cu pocăință, ca este să te spele în sângele Domnului Iisus Hristos, omul face rezoluții. Foarte bine că face rezoluții, dar dacă nu te-ai dus întâi la pocăință, poți să dai cu rezoluții detalii pe geam, nu o să te ajute la nimic. Nu o să te ajute la nimic. Dacă nu te-ai dus la Dumnezeu cu pocăință ca să te spele în sângele Domnului Iisus Hristos, promisiunile tale, hotărârile tale, rezoluțiile tale de la început de an, nu-s decât șorțurile acelea de frunze pe care le-și l-a făcut Adam. O încercare de a rezolva problema păcatului fără Dumnezeu. Sortită eșecului. Sortită falimentului. Din start poți să știi că e sortită falimentului. Când încerci să rezolvi problema păcatului fără Dumnezeu, din start
proiectul tău de a rezolva problema păcatului este sortit eșecului. Am auzit o grămadă de oameni. O, ca să mă pocăiesc, întâi trebuie să mă las de tutun. O, să mă pocăiesc, întâi trebuie să mă las de aia. Să mă pocăiesc, întâi trebuie să mă las de aia. Vină tu la Dumnezeu ca să te las de lucrurile alea. Nu vin la biserică, că acolo sunt numai oameni sfinți. Întâi o să rezolvi o problemă și nu și le rezolvă niciodată. Lasă tu, vine tu păcătos așa aici, ca să vezi cum lucrează Dumnezeu și ce putere va desfășura Dumnezeu în viața ta. Vine tu să asculți Evanghelia, vine să stai tu în părtășia sfinților și să lucreze Dumnezeu cu putere. Nu-i dictatul lui Dumnezeu cum să lucreze în viața ta, departe de Dumnezeu, departe de cuvântul lui Dumnezeu, departe de rugăciune, departe de părtășia fraților. Am auzit credincioși care au spus, vreau să-mi iau o pauză de la adunare ca să-mi pun gândurile în ordine. Satana ți le-a pus deja în ordinea lui. Dacă tu crezi că ți se pun gândurile în ordine departe de biserică, departe de cuvântul lui Dumnezeu, departe de predicarea Evangheliei, departe de prezența lui Dumnezeu manifestată în adunare, ți le-a pus el deja în ordinea lui. Nu, Dumnezeu așa cum suntem, așa ne chema la el. Așa l-a chemat și pe Adam. Adam, unde ești? Vină cu ace. Vină cu ace să discutăm. L-a chemat Dumnezeu ca să restaureze părtășia asta cu el. Nu-ți fă, te rog în numele Domnului Iisus Hristos în seara asta. Oricine ai fi tu, pocăit, nepocăit. Nu încerca să rezolvi problema păcatului tău altfel decât ducându-te la Dumnezeu. Altfel. Lasă că fac eu cumva, rezolv eu cumva. Nu încerca altfel. Du-te la Dumnezeu, numai El te poate ajuta. Nu El poate rezolva problema. Asta e calea omului, șorțurile. Calea lui Dumnezeu, știți care este? Calea lui Dumnezeu este promisiunea asta extraordinară pe care o face în textul acesta Dumnezeu și spune așa. Îi spune diavolului, șarpelui, Dumnezeu îi spune în felul următor. O promisiune care s-a împlinit în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul. Asta a făcut Iisus la cruce de la Golgota. Prin păcat noi toți am intrat în supunere față de Domnul puterii văzduhului, spune Efeseni capitolul 2, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Iar Iisus Hristos a venit să zdrobească capul șarpelui și să ne scoată de sub autoritatea lui. Tu poți să trăiești în viața asta fără Dumnezeu și să crezi că ești liber. Nu ești liber. Ești în robia diavolului. Este doar o iluzie a minții tale că ești liber. Tu spui, fac ce vreau eu. Nu faci ce vrei tu, faci ce vrea diavolul de fapt. Faci ce vrea diavolul de fapt. Ești victima lui, el te minte non-stop, te amăgește non-stop, tu ești în coaliție cu el, ești împotriva lui Dumnezeu și vei sfârși în pierzare. De aceea te chem ca să te întorci la Dumnezeu în seara asta. Să accept soluția lui Dumnezeu. Șarpele n-a făcut niciun lucru. Șarpele n-a făcut niciun lucru bun cu Adam și Eva. Diavolul n-a adus nimic bun în viața lor. Cel care a venit să zdrobească autoritatea diavolului, cel care ține oamenii în robie prin păcat, este Domnul Iisus Hristos, glorie lui Dumnezeu. Asta e soluția lui Dumnezeu. Singura soluție pe care Dumnezeu o are pentru rezolvarea păcatului este Domnul Iisus Hristos. El a venit deja pe pământ. El a stat deja la crucea de la Golgota în locul nostru. El deja a absorbit mânia lui Dumnezeu. El deja a satisfăcut dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. El deja a plătit pentru toate călcările noastre de lege. A făcut deja lucrarea ispășirii. A făcut deja lucrul acesta. Este împlinită lucrarea aceasta. Masa este întinsă. Evanghelia se vestește tuturor oamenilor. Vino să te bucuri de lucrul acesta. Vino și primește mântuirea lui Dumnezeu. Nu ai nicio scuză și niciun motiv să refuzi pe Hristos în seara asta. Niciun motiv. Nici un motiv. Bucate miezoase și grase spuse de Dumnezeu din punct de vedere duhovnicesc înaintea noastră. Ca Dumnezeu să ne recupereze din starea noastră de sărăcie spirituală și de flămânzeală spirituală și să ne îmbogățească duhovnicește. Și atâția oameni să uit la ospățul ăsta care este pus înainte noastră prin Domnul Iisus Hristos și spun, lasă că rezolv eu cumva. Lasă că mă mai descurc eu la porci. Mă duc și mă angazez la porci. Cam asta e imaginea. Și Dumnezeu spune, veniți, ce cauți la porci? Dacă ți-ar da Dumnezeu în seara asta, să dea Dumnezeu în seara asta, mintea asta dumnezeiască în capul tău și să înțelegi că starea de sătul e doar acasă la tata. Și să avungi să spui ca fiul risipitor, eu stau aici și mor. Mă, dar eu sunt atât de prost. Eu stau aici și mor în gunoiul lumii astea. Eu stau de atâția ani de zile și umblu și tot încerc să-mi fac viața fericită și bucuroasă și satisfăcută și împlinită și nu reușesc. Oare câți ani o să mai treacă? Oare cât o să mai amân? Oare când o să mă trezesc să înțeleg că numai în Dumnezeu este bucurie, numai în Dumnezeu este fericire, numai la Dumnezeu este rezolvarea păcatului meu? Să-ți dea Dumnezeu gândul ăsta în seara asta. Să te întorci la el. Și ce face Dumnezeu? Ei își fac șorțuri de frunze. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu ne arată Scriptura în locul acesta următorul lucru. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și neveste lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Și ce înseamnă asta? Dumnezeu a luat niște animale și le-a
sacrificat. Și Dumnezeu arată omului, plata păcatului este moartea. Dar soluția mea pentru păcatul vostru este moartea altuia. Și aici a fost un tipar, a fost o umbră, a fost o promisiune a sacrificiului suprem a Domnului Iisus Hristos. De asta a tăiat animale și a îmbrăcat cu piei de animale. A trebuit să curgă sânge pentru iertarea păcatului nostru. Păcatul nostru nu este un lucru simplu. Păcatul nostru este teribil, este groaznic. Este o trădare cosmică a Dumnezeului acestui univers care ar putea să ne pulverizeze pe toți într-o fracțiune de secundă și a meritat lucrul acesta. Dar Dumnezeu a găsit soluția. Sacrificiu, sânge, moarte. Nu a noastră, ci a Fiului Lui. Și lucrul acesta a fost arătat în locul acesta și s-a împlinit de plin în Domnul Iisus Hristos. Un capitol mai departe, vedem doi băieți acestei prime familii care înțeleg că înaintea lui Dumnezeu nu poți să vii fără sacrificiu. De ce? Pentru că suntem păcătoși. Și Abel aduce sacrificiu animal. Cain aduce sacrificiu din roadele câmpului. Problema nu era că a adus sacrificiu din roadele câmpului sau jertfă de mulțumire. Sau jertfă din roadele câmpului. Știți care este problema? Dumnezeu primește jertfe de mulțumire, dar le primește după ce ești în păcat cu El, după ce s-a șters păcatul din viața ta. Dumnezeu nu are nevoie de slujirea nimănui până El nu are iertate păcatele. Dumnezeu nu are nevoie de darurile nimănui până El nu se împacă cu Dumnezeu. Am auzit oameni în lume care au dat pentru Dumnezeu, pentru biserici, pentru nu știu ce. Zero! O haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Tu ești mânjit de păcat din cap până în picioare. Pentru că tu nu te-ai împăcat niciodată cu Dumnezeu. Întâi vine sacrificiu de sânge. Apoi vine sacrificiul sau jertfa aceea de mulțumire, jertfa aceea de devotament, jertfa aceea de dăruire. Cain merge pe mintea lui. Îi duc eu lui Dumnezeu, să arăt eu lui Dumnezeu ce am scos eu anul ăsta, ce am tras eu anul ăsta. Tu nu ești în păcat cu Dumnezeu, Cain. Tu ești păcătos. Tu ai mânie în inima ta. Tu ai răutate în inima ta. Tu ai invidie în inima ta. Tu nu ai rezolvată problema păcatului. Asta este întrebarea fundamentală în seara aceasta. Ai primit tu soluția lui Dumnezeu? Și ce e tragic? Cel mai tragic lucru ar fi să stăm în adunare, să auzim Evanghelia. Să auzim că Dumnezeu e Sfânt. Să auzim că noi suntem păcătoși. Să auzim că Domnul Iisus este soluția la această problemă, la această dilemă, la acest conflict. Să ne cheme Evanghelia foarte clar pe fiecare dintre noi, să ne cheme, să ne adreseze chemarea și noi să spunem, las că o rezolv eu altfel. Las că eu nu sunt așa de păcătos. Am înțeles că Domnul Iisus a murit pentru oameni care sunt foarte păcătoși. Și ăștia chiar au nevoie de Domnul Iisus. Bine, și eu am nevoie, dar am eu niște metode. Rezolv eu cumva problema asta. Îs darnic, sunt om milos, n-am dat în cap la nimeni, mai mă duc la adunare, mai dau zeciuială, mai mă rog, mai cânt și eu cântări, așa sunt foarte devotat și foarte religios, exact ca farisei. Și lipsește un lucru din viața ta, cel mai important. Împăcarea cu Dumnezeu. Și eu închei cu această rugăminte fierbinte. Vă rog fierbinte, în seara aceasta, oricine ați fi în locul acesta, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și împăcarea cu Dumnezeu nu vine decât prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Îți stă un an înainte ție și mie nu știm cât. Ai atâția prieteni, ai colegi, poate ai membri în familie. Ce-ar fi să citești din nou Cartea Geneza? Sau să te gândești profund la mesajul acesta Evangheliei, la acest mesaj a vestei bune a lui Dumnezeu. Aceste veste bună. Să te gândești la cine e Dumnezeu, la cine e omul, la ce a făcut Hristos, la ce chemare adresează Evanghelia și să duci acest mesaj acestor oameni. Să naște să facă serile de evangelizare. Tu să-ți iei responsabilitatea de a duce Evanghelia asta. Tu să fii martor. Tu să fii umplut de puterea Duhului Sfânt și să predici Evanghelia la cei apropiați ție. Tu să faci lucrul ăsta. Că responsabilitatea este pentru toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să vă înțelepțească, să ne înțelepțească, să ne împuternicească, să ducem această veste bună a acestei lumi decăzute și stricate. Amin.